Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez astăzi la sugestiile voastre și pentru că vine Crăciunul, vreau să-l desenez pe Moș Crăciun care vrea să intre pe horn și să lase cadouri într-o variantă mai așa mai drăguță, mai chibi, mai kawaii. Sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să vă abonați, apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunți YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. Dacă vă place cum a ieșit desenul de astăzi, drobiți butonașul de like să vedem câte like putem aduna și de asemenea distribuiți, mă ajută enorm de mult. Acestea fiind spuse, sper că vă place domnul Moș Crăciun pe care o să-l fac eu astăzi. Chiar mă uitam așa la el în timp ce-l făceam și după și mi-am dat seama că dacă i-aș fi colorat zona aceea de piele în jurul ochiilor cu negru și îl îmbrăcam în negru, putea la fel de bine să fie un hoț care vrea să intre prin nefracție pe coș. Deci, da, chiar sunt curios dacă vreți unul dintre voi să-l colorați cu negru, să-l faceți Moș Crăciun hoțul, care vine la furat, nu la dăruit. Oricum, așa ca idee, ca chestie funny, mi s-a părut, nu știu, dacă aș mi-aș fi dat seama mai dinainte, îl făceam așa eu. Așa. Vreau să vă mai aduc în atenția voastră să nu uitați de canalul meu de pictură, se numește O Pictură pe Zi. Acolo postez tutoriale pentru începători pas cu pas narrate și explicate, deci intrați și acolo, aruncați un ochi și dacă ce fac eu vă place, abonați-vă și de asemenea canalul meu de-al doilea se numește Desenează cu Alb, unde o să fac altfel de chestii, challenge-uri, live-uri, chestii de genul ăsta. O să vă las la fel link în descriere, intrați și acolo și abonați-vă. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii legate de orice, legate de artă, desen, pictură, chestii de genul ăsta, îmi puteți scrie în comentariile de mai jos și eu vă promit că o să vă răspund la fiecare din voi în cel puțin câteva zile. Nu răspund instant pentru că nu dorm cu Facebook în brațe, cu YouTube în brațe, dar în schimb răspund și încă pot să vă răspund tuturor și să conversez cu fiecare din voi. Și de asemenea, dacă vreți să-mi trimiteți poze cu ceea ce ați desenat voi sau cu proiectele voastre, cu desenele, picturile voastre, o puteți face pe Instagram și pe Facebook, o să vă las link-urile în descriere. Și da, intrați acolo, dați un like, dați un follow, dacă vreți să mă urmăriți și acolo. Desenutul de astăzi îl voi face ca de fiecare dată cu o schiță în creion începem. Vedeți că am trasat un chenar pentru că vreau să colorez și cerul și vreau să fie așa, ca un fel de ramă. Cu creionașul HB fac eu schița. Vă spun de la început că eu, de cât vă enumăr ceea ce folosesc eu, vă spun ceea ce folosesc, ca să nu mă mai întrebați în comentarii aceleași chestii toți. Ce creion folosești, ce carioci, ce nu știu ce. Oricum o să fie mulți care o să mă întrebe pentru că nu sunt la videoclip sau nu sunt atenți. Dar pentru cei care sunt atenți, eu o să vă spun un videoclip. Creionul pe care eu îl folosesc este HB. Linerul cu care fac conturul este de la Micron. Costă undeva la 9 lei. Și creionul și linerul eu le cumpăr de pe Profiart sau de pe Colorit sau de pe EMAG. Depinde unde dau comandă și ce mai trebuie. În principiu le găsiți la orice fel de site cu materiale pentru artiști și la magazinele lor, respectiv dacă aveți magazine la voi în oraș sau prin împrejurimi. Iar de colorat, colorez cu marcăre pe bază de alcool, de la Uhuhu, l-am cumpărat din Germania de pe Amazon și de asemenea colorez cu creioane colorate de la Faber-Castell, folosesc gama Classic. Sunt undeva la 60 de lei, 60 de creioane și vi le recomand sincer, sunt foarte, foarte bune, raport calitate-preț. Iar marcărele m-au costat undeva la 50 de euro, 100 de bucăți, cred, un set de 100 de bucăți sau 80 de bucăți, nu mai știu exact. La fel, sunt printre cele mai ieftine marcări pe bază de alcool și au o calitate foarte, foarte, foarte bună. Deci, dacă puteți avea posibilitatea, aveți bile albe la Moșu, vă recomand. Pentru cei care totdeauna au impresia că n-au talent la desen și nu știu să deseneze, vă spun încă o dată următoarea chestie. Nu trebuie să aveți, nu știu, vreo inclinație de super Michelangelo. Oricine, de cu răbdare, dacă urmărește un videoclip al meu sau al oricui altcuiva, de nivel începător și pur și simplu cu răbdare și încet, pas cu pas, desenează odată cu videoclipul pe care îl urmărește, va ieși la final ceva care va semăna foarte mult cu rezultatul videoclipului, chiar dacă persoana care a desenat nu a avut și nu are niciun fel de răbdare. Niciun fel de, de fapt nu răbdare, niciun fel de talent, în ghilimele. Răbdare trebuie să aveți. Cei care nu știu să desenați, e pur și simplu că nu vreți să desenați. E pentru că nu aveți răbdare. Și acest desen super simplu care îl fac acum, acest Moș Crăciun drăgălaș cu un coș și cu niște săpat, două cadouri, mi-a luat undeva spre o oră să-l fac. Care pur și simplu este ca o felicitare, este ceva super simplu, super banal, dar și cel mai banal lucru, oricum, ia. Pentru că e schița, pentru că e conturul, pentru că e coloratul, e un pic de umbră, un pic de highlight și timpul se duce.
Dar ideea e, dacă ceva ne pasionează și vrem să desenăm ceva, de exemplu, vrem să pictăm ceva drăguț, automat ar fi ok să investim și timp necesar în a o face. Și asta e sfatul care vi-l dau legat de orice. Dacă ceva vă pasionează sau vreți să învățați ceva, nu se poate peste noapte, nu există hack-uri, nu există dai din pocnești în degete și gata, ai învățat să faci ceva, trebuie cu muncă, cu răbdare și cu perseverență. Eu așa am învățat, n-am urmat nicio școală, n-am avut niciun talent, nu știam să desenez nici măcar o floare cu 3 petale. Am început cam de acum 3 ani să desenez, cam de acum un an jumate mai intens și pur și simplu am ajuns unde sunt acum și de la zi la zi progresez și învăț să fac mai bine și învăț chestii noi, pentru că pur și simplu stau de ele, am răbdare și învăț. Asta puteți face și voi, puteți ajunge ca mine, de 70 de ori mai bine, ține doar de timpul pe care îl investiți în această abilitate și cum vreți să vă creșteți. Atât am vrut să vă spun pentru astăzi, nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o, zdrobiți butonul de like, apăsați clopoțelul și distribuiți, de asemenea nu uitați de canalele mele, o pictură pe zi și desenează cu alu, aveți linkurile în descriere. Tot în descriere aveți și linkul la Facebook și la Instagram, intrați acolo, dați un follow și un like, dacă încă nu ați făcut-o. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentarii sau pe social media, vă aștept întrebările, vă aștept pozele, vă aștept ce vreți să mă întrebați legat de artă. Să aveți o zi minunată, rămâneți creativi, baftă multă, spor la desenat și o să ne reauzim și o să ne revedem și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!
Now bring